Doresc să le mulțumesc tuturor celor care, pe diverse canale, au inițiat demersuri de susținere pentru mine, pentru lucrurile bune pe care le-am făcut în Baia Mare împreună cu băimărenii, pentru investițiile care au dat dezvoltare orașului, pentru curățenia și lucrurile frumoase din oraș, pentru școlile mai bune, pentru grădinițe, pentru locuri de joacă, pentru tot ceea ce a însemnat pentru acest oraș mai multă lumină. Am făcut-o și o voi face în continuare cu foarte mult drag pentru acest oraș. Și le mulțumesc băimărenilor că au găsit puterea să vină alături de mine și fiecare, ori prin petiții, ori prin pagini pe Facebook, au găsit un gând bun, au găsit energia să vină alături de mine. Bineînțeles că au fost și unii care s-au dorit a se poziționa împotriva mea. Niciodată n-am putut să-i mulțumesc pe toți, din păcate. Și cred că dacă îi lași pe oameni, chiar pe unii să fie împotriva ta, atâta vreme cât ei se manifestă într-un mod decent, lucrurile pot să fie tolerate și înțelese. Eu doar sunt astăzi de acord să merg mai departe pentru oraș și pentru cetățenii acestui oraș, mulțumindu-le pentru faptul că sunt alături de mine și că au înțeles dificultatea în care mă aflu, și iar acest demers nu face altceva decât să-mi dea mai multă putere și mai mult curaj să merg înainte. Problemele mele din perspectivă legală mi le voi rezolva pe cale legală în instanță, demonstrându-mi nevinovăția. Dar eu cred că toate demersurile de susținere sunt pentru omul Cătălin Cherecheș, care a știut să fie harnic, care a știut să fie un bun gospodar, care a știut să fie un om cu foarte multă viziune pentru Baia Mare. Dar vreau să lămuresc astăzi câteva lucruri care m-au supărat, m-au întristat, m-au indignat uneori, m-au revoltat. Primul lucru, relația mea actuală cu primăria, cu primarul interimar, cu Consiliul Local. Din depărtarea arestului, am venit în fața dumneavoastră, a băimărenilor, cu o listă de oameni care sunt în Consiliul Local. Unii dintre ei m-au uitat. Alții dintre ei încă mă mai salută. Mi-aș fi dorit, poate, să vină și primarul interimar, să vină și consilierii, să vină și director din primărie, aici, fiind în arest la domiciliu, sau să vină chiar la Gherla și să-mi ceară sfatul. Le-aș fi dat cele mai bune sfaturi pentru oraș, pentru că pe mine mă doare să aud că orașul este murdar, mă doare să aud că zonele verzi nu sunt întreținute, mă doare să știu că locurile de joacă nu sunt așa cum părinții sau copiii sau bunicii și le doresc, mă doare să văd că investițiile sunt blocate, mă doare să văd că lucrurile frumoase pe care le-am făcut pentru oraș sunt aruncate pe zi ce trece în derizoriu. Am făcut multe lucruri frumoase împreună. Am făcut piața cetății, am făcut câmpul tineretului, am reabilitat zona de trafic greu a orașului, strada Electrolizei, strada Oborului, strada Grănicerilor sau strada Dumbravei. Am făcut parcul central, am făcut foarte multe creșe, grădinițe, reabilitări de școli. Am făcut ceea ce băimărenii așteptau să se facă de 25 de ani. Și am lăsat în primărie, sperând că lucrurile vor merge mai departe, foarte multe proiecte pe care unii poate nu le înțeleg, alții poate din răutate le lasă undeva sub praf, pentru că pur și simplu au fost inițiate și gândite de către mine. Nu am o relație, pot să spun, pozitivă cu administrația locală azi. Pentru că ori le este frică, ori le este rușine să-mi bată la ușă atâta vreme cât de foarte multe ori mi-au întors spatele în această perioadă,
ori pur și simplu pentru că și-au dorit foarte mult în sufletul lor ca un om care a fost foarte riguros și foarte hotărât și foarte exigent din dragoste pentru Baia Mare, au dorit să dispară. Mulți dintre ei poate nu și-au dorit ca eu să ajung în această situație dificilă. Poate și-au dorit să ajung chiar în situații mai grele. Dar de la oameni pe care i-am considerat apropiați, cărora le-am acordat încrederea, cum e primarul interimar Rob, cum sunt consilierii locali, m-am așteptat totuși să vină, să-mi dea mai des bună ziua, nu de două ori întâmplător în 8 luni de zile, și le-aș fi dat sfatul pentru a nu ajunge în situații dificile și pentru a pune oamenii în situații dificile. Și lucrul punctual și cel mai clar pe care vreau să-l lămuresc este cel legat de dezăpezire. Aici este lucrul care m-a durut cel mai tare și m-a durut pentru că a fost o dezinformare cu reavoință, cu foarte multă reavoință și în raport cu mine și în raport cu voi, cu băimărenii. O minciună crasă, o minciună urâtă care trebuie din start anulată, pentru că nu mi-am putut niciodată imagina că cineva poate să gândească faptul că eu, Cătălin Cherecheș, omul care am făcut pentru acest oraș atâtea lucruri, am fost în spatele acestei lipse de activitate și lipse de reacție a autorității locale, a primăriei, în raport cu dezăpezirea. Incompetența celor care trebuiau să se ocupe de dezăpezire este răspunsul la modul în care arată orașul. Nu Cătălin Cherecheș. Cătălin Cherecheș e omul care a fost nevoit, din păcate, aflat în această situație, aruncat în această situație, să scrie pe Facebook faptul că nu este contract de dezăpezire, că n-au fost în stare 8 luni de zile să facă un contract de dezăpezire și le-am spus inclusiv cum cred eu că ar trebui să rezolve problema. Nu m-au băgat în seamă acum 2 săptămâni, nu m-au băgat în seamă acum 2 luni de zile. M-am așteptat în ziua zero, în ziua în care au văzut că pică toată zăpada din cer pe Baia Mare, m-am așteptat să primesc un telefon. Am scris din nou pe Facebook și am pus 10 puncte cum trebuie să rezolve problema. Și vin acum unii pe care, cu scuze de rigoare, cataloghez nesimțiți și neiubitori de Baia Mare, să-ți spună că eu, Cătălin Cherecheș, omul care iubesc acest oraș și omul care am curățat acest oraș și omul care am dezvoltat acest oraș, am fost în spatele lipsei de acțiune în dezăpezire. Cred că aceste lucruri nu și-au locul într-un oraș cu oameni atât de demni cum sunt băimărenii. Cred că băimărenii adevărați vor sancționa foarte clar aceste minciuni și aceste lucruri care un om creștin și o comunitate creștină nu trebuie niciodată nici măcar să le vorbească în glumă. Un alt lucru pe care vreau să-l lămuresc este cel legat de panouri. Am simțit, făcându-mi într-un fel o analiză a modului în care am stat aruncat la gherla, după aceea am venit acasă, a modului în care pot să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați susținut și mi-ați acordat votul. Am făcut acest lucru și mi-am pus imaginea pe aceste panouri pentru că am dorit să vă aduceți aminte că un om vă iubește și vă mulțumește pentru fiecare gest și pentru fiecare gând pe care l-ați avut pentru mine. Și am făcut aceste lucruri nu ca să susțin vreun partid politic, nu ca să susțin vreo alianță, nu ca să susțin pe cineva care se dorește ales. Am făcut aceste lucruri din respect pentru Baia Mare și pentru băimăreni. Bineînțeles că unii, PSD, PNL, USR și așa mai departe, mi-au făcut contestație. Așa cum au făcut fix în ziua în care mă aruncau în pușcărie și îmi contestau candidatura la primărie. Pentru că aceasta au dorit. Să nu mai fiu primarul acestui oraș. Eu respect legea. Dacă au considerat cei care conduc aceste alegeri că unele dintre panouri, nu toate, sunt cu caracter electoral, le-am dat jos. Dar asta nu înseamnă că ei pot să-mi anuleze
tot ceea ce înseamnă reacția mea și dorința mea de a fi alături de băimăreni și de a-mi arăta dragostea față de băimăreni. Da, într-adevăr, îmi susțin mama în aceste alegeri. Îmi susțin mama și am convins-o cu toată puterea mea să participe la aceste alegeri. De ce? Pentru că este un candidat independent. Nu este candidatul unui partid politic. Apare ea pe listele Partidului Național Liberal și chiar le mulțumesc celor de la Partidul Național Liberal că au înțeles să ia un om profesionist din comunitate și să-l aducă pe liste, pentru că acesta este votul. Nu mai este uninominal, este unul pe liste. Dar mama mea este un om care va reprezenta oamenii în Parlamentul României și nu vreun partid politic. Mama mea nu este o anexă a Partidului Național Liberal și nu va fi niciodată o anexă a vreunei entități politice. Din acest motiv îmi susțin la aceste alegeri mama. Și mai susțin încă dintr-un motiv. Pentru că m-a născut și m-a educat. Sunt într-un moment dificil. Sunt într-un moment în care oamenii se întreabă ce se întâmplă cu Cătălin Chierecheș. Unde e Cătălin Chierecheș? Cătălin Chierecheș e acasă, deși n-ar vrea să fie acasă, pentru că mă uit cu durere pe geam sau aud cu foarte multă durere problemele la care eu știu răspunsul și văd că nu-mi sună telefonul de la cei din primărie sau de la cei din Consiliul Local care nu se pricep la aceste lucruri și aș putea să le fiu de folos. În data de 14 am o primă șansă să fiu alături de băimăreni. Vor mai fi și alte șanse până la sfârșitul anului sau după aceea luna ianuarie. Mandatul de primar, așa cum mi l-ați încredințat voi băimărenii, nu mi-l poate anula nimeni decât în momentul în care, Doamne ferește, prin absurd, vreo instanță va considera că sunt vinovat în nevinovăția mea. Dar acest lucru sunt convins că Dumnezeu nu va lăsa să se întâmple. Mizerii nu pot să aibă locul, nu pot să-și aibă locul într-o societate care se dorește civilizată și în respect față de lege și față de Dumnezeu, cum este societatea românească, cum ar trebui să fie societatea românească. Și sunt convins că voi ieși și din această poveste urâtă în care m-au băgat într-un mod mărșav unii, cu încredere reînnoită în stat și în justiția românească. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru susținerea prin petiții, prin diverse cuvinte, prin diverse postări, prin diverse scrisori pe care mi le trimiteți și vă rog să aveți toată încrederea în mine, să aveți toată încrederea în faptul că sunt alături de problemele fiecărui băimărean și mă doare să văd că nu pot să fac nimic în a le rezolva. Îi invit pe cei din primărie să-mi dea un telefon atunci când nu știu ce au de făcut pentru ca băimărenilor să le meargă mai bine. Sau nu știu ce au de făcut pentru ca băimărenii să aibă sărbători liniștite.